Am zis să fac un test comparativ, să văd cât îmi consumă aparatura alimentată direct cu curent continuu și cât îmi consumă aparatura alimentată pe un invertor. Asta e un invertor sinus de 500 de W. Am și mai mare, dar cu asta fac proba. L-am modificat un pic în sensul că ventilatorul lui făcea prea mult zgomot și i-am băgat eu un ventilator, în rest n-am umblat până înăuntru. Bun. Ești pornesc numai receptorul de satelit și TvBox-ul. Și PC-ul. Bun, să vedem ce consum avem. Deci în jur de 6 amperi. O să le opresc. Bun. Acum am consumul 0. Bun, o să montez invertorul, o să bag ce de trebuie limitatorul și să vedem care e diferența. Bun, am legat invertorul, deci acum am consumă 0 amperi, pornesc invertorul, tensiune de vârf, curent de vârf 4 amperi, mi-a scăzut la 1,18. Pornit, băgăm în priză. S-au pornit astea două, pornesc și calculatorul. Deci pe astea am 2,57. A pornit și calculatorul. Am 7,8 amperi. 1,78, ventilatorul a început să meargă, 9 amperi, 9,49, oscilează, chiar aproape 10 amperi. Bun, pentru mine a fost suficient. Le-am oprit. Deci diferența e de mai mult de, nu știu ce să zic, de la 6 amperi la 9 amperi, în jur de 3 amperi diferența. Ăsta oricum consumă invertorul 1,2 amperi, îmi zice oricum. În gol. Îl oprim. Am scăzut la 0. Îl pornim. 1,2. De aia am realizat eu montajele astea aici înăuntru cu
alimentare direct pe curent continuu, fără invertor, pentru că consumul pe care îl fac prin stabilizatoarele alea step-down care le am înăuntru îmi consumă mai puțin decât dacă aș folosi un invertor, nu mai pun faptul că invertorul mai îmi face și zgomot. Mulțumesc!